something missing. Mulțumim foarte mult că sunteți într-un număr atât de mare, nu ne-am așteptat. De la an la an sunteți din ce în ce mai mulți și asta ne bucură într-adevăr foarte mult. Avem onoarea de a vă prezenta anul acesta expoziția posterului cehoslovac de film între anii 1979 și 1991, realizat prin partenerii noștri de la București, Centrul Ceh, prin domnul René Cupașec, care mulțumim foarte mult. Și domnului Pavel Rajcan din Praga, care deține Terryposters, o colecție de peste 60.000 de postere de film poloneze, cehoslovace, 12 dintre ele în original le aveți și aici în fața voastră în seara asta. Dar mersi că ați venit. Vreau să-l mulțumesc și pe domnul ambasador că este împreună cu noi aici, pentru că avem mai multe evenimente în oraș în aceste două zile. Dar vreau să îți mulțumesc mult, Ovidiu, că ați deschis sezonul cu posterul cehoslovac. La noi spunem că e o minune sau miracol afișului de film cehoslovac, pentru că asta ce vedeți aici și ce puteți și citiți acolo în revista care a ieșit din tipar, s-a întâmplat doar în Cehoslovacia și Polonia în anii 60 și 70. Și este ceva, mi se pare incredibil, că nu mai există acest gen de afișe astăzi, dar putem să le vedem datorită ție și echipei tăi, chiar dacă sunt câteva zece de ani în vârstă deja. Atunci, mersi mult încă o dată și distracție plăcută!